merge cu unitate. Dar prin Cotor, de exemplu, nu poate. Merge prin dealul mare, partea de Fernand poate. Merge prin Fernand Patin. Da. De asta mai intervenim și noi, de la nu putem să facem. O spune, nu am ce să bag acolo. Nu am intrat și nimeni n-are, nu prea am. Nici că nu prea cu dumnealui, de aici din față, nici el n-avea. Tot așa procedam, nici ne ajutam. Și ne ajutam de mașina noastră, de ce? Ca să ne facem lor loc, ca să nu patineze, ca ei la rândul lor să despune să minte și mașina de gunoi, dacă nu mintă la rezăfeze, să leagă una de alta. Deci cam asta ar fi ideea, pentru că unde n-a intrat... Și au fost, recunoaștem, au fost ceva de ce este cu rezăfezele, adevărat. Și noi recunoaștem. Eu consider că, la experiența pe care aș mai ales am și lucrat în domeniul respectiv, nu este necesar ca să luăm 10 mașini sau 15 ca să arătăm cuiva că avem într-un parc mai multe mașini. Noi trebuie să alegem mașina cea mai performantă, chiar dacă dăm un ban și dacă am discutat pe legi, luăm una cu 4x4, luăm una cu care să-mi satisfacem absolut totul, că acel utilaj care zicem că îl folosim, adică am luat unul, îl folosim pentru vară, celălalt pentru iarnă. Nu. Hai să luăm unul care să-l folosim integral și pentru vară, și pentru iarnă, și pentru toate apropiile. Și atunci nu mai riscăm ca să luăm altceva și tot să zicem că avem parcul auto foarte mare. Deci cam asta este ideea și consider că e cea mai bună exact cum și-a luat ăștia. Am zis că hai să luăm ceva nou prin leasing, hai să luăm ceva nou prin leasing. Și prin leasing luăm clar. Luăm cu totul un parcul, dar nu e nevoie și luăm ceva ca să se poată satisface și să putem face lucruri în comună. Exact așa cum trebuie. Subiectul total. Domnul Tarabă. Stimați colegi, ne învârtim în loc acum. Eu vreau să vorbesc de bani. Acum noi tot căutăm soluții așa, pentru că nu avem bani, pentru că am angajat bugetul. Aveam, știți cum e, socoteala cu de acasă, mă scotrivește și cu ce ar fi întâlnit. Domnul primar, și vă rog după aia să... Dacă n-aș fi cheltuit aia 21 de miliarde în plus la drum, aș fi cumpărat una cu 4x4 cu lama așa, aș fi cumpărat una să ducă morții și aș mai cumpărat pe două ani de capotabil, știi? Acum, despre ce vorbim? Dacă mă întreb despre ce vorbim? Acum, azi cheltuie bani și acum mai stăm și să vedem la drum. Acest vorbim de autoritate și cum a scris. Dar nu fac lucruri. Deci eu sunt de acord cu colegii mei, dacă este, chiar dacă îi spuneți omului ăla care are mașina, să mai aștepte. Noi vrem o mașină nouă. Când le aveți cu una, probabil dacă ați fost de acord, erai... Nu, să aștepte, noi vrem o mașină, dacă cumpărăm, să cumpărăm una nouă, care este bună și vara și iarna, care are 5 locuri și cu vena în spate. Deci că asta e vorba în proiectul ăsta. Da. Cred că cealaltă... Nu, cu tracțiune pe spate, ea nu te mușcă, ea nu te duci nicăieri pe ea, da, aici. Am înțeles, dar nu mai vorba despre asta, că aș fost acolo. Doarea secretă, putem să o scutăm la diverse sau în altă ședință. Nu, dar autoritatea de 3 toni jumate, mergem pe una... Leasing, clar, nu, dar nu așa să nu spun. Mergem pe una pasulară sau mergem pe una pasulară? Sunt pasulară, 3 locuri, sunt autoritatea cu 3 locuri, pasulară și 4x4. Dar nu înțeles. Asta e. Domnul președinte, domnul Brăză, vă rog frumos, participați unei asta la ce spun eu acum. Domnule, doamna contabilă, cine v-a blocat? O mașină DOF. Domnul Berușa, de nou. De ce mă mir, oare? Dar n-am pus că am vrut să-i venit. Nu, stai, nu, altă discuție. Au voie să-ți găsești și șampanie. Ascultați-mă, da.
Domnule, există model 4x4 basculat cu 5 locuri? Da, cu 5 locuri nu cred. Dar de ce? Asta e domnul. Asta e 5. Dar ce era oameni la... Dacă e basculat, nu ai nevoie de la oameni. Haideți să vă mai spun. Asta depinde. Cine putem închidea? O singură amendează. Domnul Salam, cum au simt? Un amendează. Amendează. Domnul primar, 10 lei. Și cu o șampanie. Deci, dacă păzești, dacă stăm mult. Cea mai bună soluție, cum a propus colegii mei, una și vă spun de ce. Dacă ați cumpărat, vreți două mașini, asta înseamnă doi șoferi. Două asigurări. Acum are un loc. Și atunci... Domnul Brânză. Sunt șoferi. Nu m-am pinte de niște bărbea. La nivelul serviciului pe care îl avem noi de gospodărie, comunale și locale, toți au permise de conducere. Deci nu este o problemă de voie. Și vă căutați de aici încolo, dacă Doamne ferește, nu-i prea acum s-a lăsat să aduci un om policalificat. Ăla care îl aduc, să fie, poate să aibă mai multe grade, poate să nu știe și un pic de electricitate, poate... Deci nu mai luăm oameni Capacitatea cilindrică? Poate să fie 4-5, nu? Dacă este și prețul, da. Trebuie să dea pe fetele. Nu, nu, nu. Ca o recomandare, nu merge cu 20 de euro. Au caruseria foarte solidă. Nu, domnul Mici. Deci, ce se a spus 200 de euro pe lună, dar n-ai cum să iasă. GMO și merită. Dar ce am spus, nu am spus. Dar ce am spus? Propunerea domnului Chitic să fie 4x4, da? Domnule, și eu, toți au spus propunerea e foarte bună. Aveam dreptul la două intervenții. Haideți să formulăm exact proiectul de hotărâre. Domnul Sarban, nu mă treceți pe de ce să-l fita la acum? Deci, ce dorositate. Prima dată trebuie să scrieți mașina nouă. Așa. Bun, supune la vot. Cine este pentru? Aici suntem la articolul 1. Se aprobă instituționarea lizii pe care au unei utilitare basculabile 4x4. Atât, da? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizată cu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiatorul primar Costel Șoltache. Asta nu e legat de proiectul ăsta pentru doar pentru 2019, nu ați uitat, era discuția. Deci, primul, nu? Da. Am o precizare. La tot astăzi, de la adis în urma ședinței de ieri, a venit o propunere și v-am dat-o și dumneavoastră la materiale de modificare a proiectului de hotărâre. Vă rog să vă uitați un pic la articolul 5.
Este un proiect de hotărâre. Din taxa de salutate. Da, da, da. Și nu se mai aprobă tot planul care a fost trimis la dumneavoastră, inițial la proiectul de hotărâre, ci se aprobă doar pentru anul 2019, pentru că se așteaptă licitația. Deci de persoană 682 pe lună la utilizatorii casnici și 11,99 de persoană pentru utilizatorii nou casnici, adică operatorii economici, per salariat. Nu, așa era și în planul. E exact la fel ca în planul care l-ați avut la proiectul de hotărâre, dacă vă uitați. Doar numai că era pentru, da, era pentru mai mulți ani. Au spus nu, pentru că se va plăti la tonă, se stabilește pentru acum. Îți face licitația, licitația în desfășurare, ce stabilește o taxă inițială? Știu ce vreți să spuneți dumneavoastră. Aveți un pic răbdare. Dacă aveți un pic răbdare, o să și înțelegeți. La aliniatul 2 este propunerea lor și am văzut adresa Consiliului Concurenței, care vă zic pe scurt, dacă vreți vă citesc toată. Care spun așa, că dacă se face subvenție din bugetul local pentru taxa de salubritate, asta este posibilă, numai că trebuie recuperată de la contribuabil. Și ulterior, ca să nu fie... De ce este considerat ajutor de stat? Dacă nu se recuperează, atunci va trebui să fie ajutor de stat și interveni cu o altă hotărâre din partea Consiliului Local. Dar ce se stinge într-un fel de asta este modificarea față de ce ați primit la urmă. Deci nu mai aprobăm tot planul pe, până în anul, nu știu câte. Acum la piste am dat suma. Prețul pe lunii, da? Dar el s-a dus la plată pe persoană. O secundă, lăsați-mă ca să duc până la capăt. S-a dus la plată. Da, mă, dar lăsați-mă ca să-ți spun cum ar vedea. Nu, 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 da, s-a dus iar la capitolul ăsta, adică, frate, iar taxă pe persoană, după care spune așa, băi, vă casăm la tot. În condiții din care nu vă achitați plata pentru noi, vă permitem ca prin hotărâre de Consiliul Local să veniți cu subvenții la bani, nu așa. Da, acum avem, ai înțeles prima. Dar cine și-o asumă? Acum 82 pe persoană, e adevărat. Acum la an? Pe lună, da. Pe lună, dar se plătește cu... Așa aveam și înainte. Aveam o taxă prestabilită de persoană. Cât? 4,3 lei. 4,8. Și rămâna 6 și ceva? Așa, 80. Bun. Acum e 6,82, dar se plătește la bună. Deci la bună plătim. Plătim la bună. Adică vine factura de 150 lei, dar nu trebuie să spuneți la ei. Ei preconizează că valoarea ar fi cam la 6,82. Să faci raportat la numărul de persoane. Exact, prin studenț, egalizează de bună pe care o depunem. Pentru că aveau în principiu totuși corect. Dar, domnule, bun, dumneata la măcura plătiți. Scopi, îți plătești 3 lei, dar la altă lasă nu. Mai poate, dar nu mai poate plăti 3 lei. Dar, cum? Dar, poate acoperi. Lăsați-vă ca să nu treaba. Poate acoperi și așa. Tu ești o uniformizator. Nu e o problemă. Plătești cu 6 lei. Plătești și ăla. Domnule, nu te încurcăm noi. Da. Dacă atunci când colectam 4 lei, să spun 4 lei și ceva de persoane, strângeam greu, da, că nu-i avea. Dar cum îi strâng așa? E adevărat că este o problemă și la nivelul că nu știu ceva costez. Domnul primar, eu înțeleg să mă întreb pe sfârșit, dar lăsați-vă. Lăsați-vă, domnul, mulțumesc că nu te spune de ajutor. Oamenii, nu știți de ce? Că discuția asta a fost înțelegeți. Noi discuția asta, eu discuția asta am purtat-o cu domnul primar să vă spunem corect dumneavoastră aici. Nu știm pe un sol om să cum să facem. De asta i-a dat telefon chiar în timpul ședinții. Din nou, nu mai spune dată public, am spus domnul eu. Nu că sunt împotriva proiectului de hotărâre a domnului primar. Nu știu cum să fac, că m-a strâns dumneavoastră acolo și după aceea spuneți, băi, dar noi l-am delegat pe ăsta, acolo ce-am făcut? Noi discutăm toate aspectele. Le discutăm tot și le discutăm ce fac. Domnul nu știu să facem dumneavoastră când avem nimic de ascuns. Ideea este că-și pot soluții care e cea mai bună. Pentru că dacă acum nu găsim soluția, peste câtva timp când vom încerca să comunicăm care este suma de încasat și o să vedeți că nu vin la plată, atunci apare necazul și o să spuneți, băi, eu nu mi-asum să subvenționăm plata la voi. Va veni timpul când spunem. Nu,
Deci, evoluează pozitiv, pozitiv, mișoada cuvântului. Mulțumesc, domnul președinte. Ei se modifică modificarea, nu? De la cantitate pe cantitate, mergem pe persoană. Nu, de la persoană la cantitate din nou. Adică a fost așa, acum se nu, acum mergem pe persoană, dar 6.080 pe lună. Persoană declarată. Persoană declarată. Am înțeles. Nu pe număr de locuitori de la statistică. Când ai titulat de la statistică, ai 4.152, ori atât, dar ăsta-i banii care îi dai pe lună. Indiferent de scoți sau nu. Comunii Măgura ne convenea statistică, când era mai puțin. Nu, nu ne convenea. Bun. Vă întreb. Nimănui nu ne convenea. Dumneavoastră, ei spun că putem, prin proiect de hotărâre, să subvenționăm. Da. Până luăm banii de la cetățean. Legea spune că nu avem voie să punem bani de la bugetul local. Acum aș spune că legea care? Vreau să vă spune adisul, dar adisul îi spune. Nu, nu este și articol și de la Consiliul Concurenței, din ce au cerut de peste tot. Și de la NRSC. Care li se cer banii, de la NRSC. Care li se cer banii până când, dar Consiliul Loc, Primăria, se recupereze la cetățean, prin taxe. Deci, acum dacă noi le cerem la oameni 6.080 și la sfârșitul anului 2019 constatăm că banii ăștia care i-am luat noi n-ajung, ar trebui să mai punem iarăși niște bani în plus? Nu, nu, taxa e fixă. Păi nu. Păi și cum îi luăm de la cetățean? Le recuperăm, ar trebui să-i recuperăm. Ar trebui să-i încasăm în proporție de 100%, să zicem. Cam asta e ideea. Îi executăm, sigeți. Păi, dar n-ai mașină. Nu, mă. Ce trebuie? Păi, nimic. Nu, deci taxa nu poate fi modificată. Era o vreme când s-a întâmplat la nivelul oamenilor. Și am avut undeva la un moment dat, noi aveam 50 de lei de ani de persoană. Nu? Așa am avut. Deci taxa asta pe 6. Și apoi au venit ca zisul și spune nu. E 4-6 de lei și nu știu când. Nu, domnul primar, taxa asta va fi 6.82 mulțit la 4 și ceva de locuitor cât sunt declarați în cumulatura. Nu, nu, nu. Dacă așa, tu gândești, așa trebuie să fie în modul ideal. Deci 4.152, ori atât ar trebui să-i încasăm. Dar noi plătim acum la cantitate, nu mai plătim pe persoană. Deci nu mai am 4.152, ori atât ar trebui să-i încasăm. Haideți să-ți explic. 407, ori 407, ori 407. Înainte plăteam proporția la 4.152, ori la 4.152. Sunt în scarte de la mine, da, atâta plătesc. Adică casa tonă? Noi nu contact cât aveam, că aveam o tonă, că aveam 20 de tonă. Este posibil după ce sunt și banii ăștia să ne rămân bani? Nu, și știi, eu zic că asta vrea să fie foarte aproape. Dacă dăm mai puțin, dacă reciclăm, da. Dar s-ar plăsa selectare. Dacă reciclăm adevărat, cu scutoașă, bine ar fi. Și suntem obligați să reciclăm 4.000 de euro. Ideea este că nu ne-am pus nimeni niciodată la dispoziție recipiente, asta e problema. Dacă aș fi fost făcută, ar fi făcut, da, acum în noua licitație sunt prins recipiente. La următorul contract. Sunt prins de 4 recipiente. Da, da, da. Și la noi acolo? Eu sunt... Bisicleta. Și la noi cum? La voi nu, te voi aveți ala acolo. O să pun recipiente? Bag acolo, da. Scuze. Eu sunt tare curios cum se cântărește și contorizează tot gunoiul ăsta. Adică noi avem o posibilitate de control. Da, că domnul primar. Domnul primar. Domnul primar. Domnul primar. Știi să vă spun un fapt. Deci la cântărește. Da. Se însoțește eu, nu de fiecare dată, am însoțit mașina la rampă. I-am așteptat acolo. Cum am putut să vină de acolo, am dus acolo. Dimineața când vine, am pus mașina, am uitat drepturile din golf, l-am lăsat să-și facă el drepturile și eu mă duc. Și nu știu că așa, mă duc acolo. S-au întâmplat situații de la locul lor. Dar după ce i-am dat băieții și-au văzut de treabă. Dar când a venit situația să mă încaseze pe mine la 6.82, cum spune un tenior acum, și mă scoate din ecuația tonajului, eu n-am ce căutat la tonajului. Da, pentru că nu s-a raportat, s-a raportat, băi frate, ascultați să vă spun eu. Cum le-a fumat, da? S-a raportat la cantitatea depusă, că este invers proporțional cu numărul de locuitori declarați. Cu cât numărul de locuitori declarați este mai mic, cu atât crește taxa mai mare. Cu cât numărul de locuitori este mai mare, cu atât scade taxa. Azi, din cauza asta ne-a dus acolo. Da? Exact. Am. De ce îți spuneți? Și noi avem de aici. Domnul Vici. Așa, calcula. Domnul Vici, am și eu o întrebare. Ca să spune, da, închidor, da. Punctual. De exemplu, s-a făcut o estimare pe 2018 sau 2017. Cât tonaj de gunoi am dus în
e consumat. Da, vă pot spune asta, nu-i contabil aici, vă spun asta și vă pot spune că a scăzut cantitatea de gunoi cărat la rampă, deci colectată și transportată, să nu fiu rău, a scăzut cam cu 18-20%. Pe perioada de când sunt aici în drumul. Deci, nu mult, deci gunoiul a scăzut. Nu știu, cu cât de apăt a... Nu, ca și cantitatea de gunoi. Dar nu aveam, nu aveam interes. Da, eu cred că dacă o să facă selectiv, deși destul de complicat, dar se poate. Omul se învață, dacă îi pui la îndemână, ce ar nevoie să facă. La îndemână și la început un pic stimulat. Un pic stimulat, sunt program de stimulare, care putem fi... Domnul Talasi. Mă, n-am terminat. O secundă. M-am să vă mai spun ceva. Să vedeți unde ne încurcăm noi. La persoanele care sunt potențial buni plătitori, știți, care au bănuțul, nu e o problemă. Cine suferă acum? Ăla care e mai nărcășut, are 4, 5 copii și când vine aici cu ei 2, 7 și când îi calculez taxa la 7,7, 49 pe lună, faceți-o cădeala. Pe lună de familie, ajunge de 3 ori, 15 ori. Este din locuință și mare om pe care l-ai distrus. Acolo noi trebuie să ajungem dacă s-ar putea face subvenții. Dacă. Dar vom ajunge poate și acolo. De asta vă spun că grija mea în colectare aici a venit. Pentru că de regulă ăștia sunt mulți ușori. Păi el nu poate plăti acum, domn primar, când e taxa micuță, dar când e taxa mare, și de abia atunci vei rămâne cu un gol mai mare. Dar nu-ți dai seama acum, spune, dar de ce? Băi, din cauza asta, am plecat acolo. Spune, nu, 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 ce, cum o poate, nu mai trebuie ce spune. Îl înroc, eu l-am în evidență ca și cetățean, da, e raportat, dar el i-a spune, mă șterg. Eu nu mai predau un grup în grădină, nu știu ce fac. După licitație acum, când voi primi recipiente, va trebui foarte ușor să reciclezi. Și eu cred că vor recicla foarte mulți. Și vor învăța să reciclezi toți. Bine ar fi că, oricum, o evoluție iese, să știți. Din 2010, 11, 12, 13 încoace, iese. Mai, păi cum erau în 2010, în 2012, cu raile ferească, prin noi ziua. Dar acum nu mai este ce faci. Domnul președinte, din aia nu mai sunt atâtea. Deci oamenii timp spre o oarecare înțelege vis-a-vis de aspectul ăsta. Mulțumesc, domnul președinte, m-ați dat cuvânt. Mi se pare prima lege sau prima, una de regulile Uniunii Europene și nu mai este poluantul plătește. Mie mi se pare absurd să luăm la număr de persoane, pentru că o familie care este civilizată, reciclează, nu știu, și produce, chiar dacă are 10 membri și produce gunoi mai puțin decât o familie care este de 2 persoane și aia produc. Deci mi se pare cel mai bun lucru este să se plătească la cantitatea de gunoi. Asta este ideal, pentru că atunci omul o să fie... Atâta, dar cum e cântărești cu noi în fiecare gospodării în parte? Nu știu, am zis cum este. Îți poate face, dar nu asta e ideea. Deci este la cantitate de noi. Deci, cântare electronică? Nu, nu. Pe aplicații de iPhone? Dar nu asta. Deci, așa că să iei la numărul de persoane, dar îți dacă tot plătesc. Da, doamna secretar, vorbeam, vă rog. La articolul 5, la... Vă rog. Spuneți. Articolul 5 la alineatul 2 că se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului așa, bla bla bla, în cuantum de lenință de persoană pe lună. De ce n-ați făcut diferență, diferența între cât se plătește acum și prețul ăsta care este acum? Păi nu știu care va fi suma, adică când vă ajunge aici din pas... Aici au fost propunerea și a fost ca să știți. Acum e cert să plătim 6,82 prin da. Anul 2019, da? Consideră că da. Noi vom reuși să acoperim costurile cu bănuții. Cu bănuții, adică la soma e statistic. Nu poate să știe nimeni sigur la soma, plus la proapă. Și atunci cifra asta este 6,82. Exact. Întuiești ce vrei, spune, spune. Da. Că se împarte suma, deci dacă ai un... Hai de acoperit 200 de milioane, 20.000 de lei. Se împarte pe numărul de locuitori, cât ar trebui să fie, cam asta se stabilește, atâta pentru persoană. Că se discută la prețul de 6,82 lei. Nu, și mai vrei și cum așa. Asta este estimare de ce s-o dus asta. Eu zic că cel mai fericit caz e cu revenit la vechea formă cu pitonaj. Era o catastrofă, da? Prețul e izbăvitor. Domnul... În discuția care s-a purtat ieri la ADIS, președintele a spus în felul următor, respectiv domnul Brașoreanu.
domnule, vom ajunge la formula ca fiecare UAT în parte să-și rezolve problema la nivelul UAT-ului, să-și plătească la cantitate, să-și plătească cheltuielile pe care le are la Ecosudo și fără să îmi nu s-a pus problema să scoată din ecuație punctual cât trebuie să plătească numărul de persoane. Nu, cât trebuie să plătească pe persoană, UAT cu tare, UAT cu tare, UAT cu tare, rural și urban. Asta s-a discutat ieri. Undeva va care a venit acum. Undeva va fi un plac cu domnul Mihai. De ce? Exact ceea ce spuneam, nu e același preț la măcura cu ăla de la Argăște. Dar cum undeva o nipotizare a prețului? Pentru că ăla va fi din posibilitate. Dacă noi plătim 6,82, să zicem 3 lei, îl plătim la, la nevoie noastră. Dar ăla de acolo trebuie să plătească 12 din persoană. Pentru că e 50 de kilometri. Exact cam aici. Vă rog să-mi permite și vă spun ce s-a întâmplat. Situația asta în felul următor. Nu au încercat ca să uniformizeze prețul ei de aici. Ei știți ce au făcut? Au luat așa și au spus, bă, câți locuitori au ei declarați, câți am găsit noi cu cei de la societățile comerciale, i-a adunat, a luat cantitatea de gunoi trimisă de noi și a văzut, bineînțeles că au evidență, au văzut că și numărul de persoane, noi am scăzut, iar cantitatea de gunoi a crescut, raportată la numărul de locuitori declarați. Și din cauza asta au venit cu formula asta și au dat o cifră, eu zic, arbitrară. E probabil ajutorul nostru. Cam așa ar trebui, cam așa ar trebui să încasați. Cam așa ar trebui să încasați. Dar nu cred cifra asta. Domnul Vici, scuze. Față de ce ați declarat mai devreme că domnul președinte a zis așa și ce este acum, este o diferență mare. Este, pentru că eu... Este corect ce a zis domnul primar, și v-am reamintit că domnul primar a purtat o discuție telefonică la început ședinței și i s-a spus ceva și eu, așa. Iar adresa este venită de... Ce? Din asta, care eu... Deci prima dată a venit aprobarea din noiembrie. Prima dată a venit aprobarea din noiembrie. La sfârșitul lui noiembrie a venit planul tarifar care pe l-am trimis din 2019 până în 2020. O estimare a unei firme. Asta este planul tarifar. Și este același preț. Este același preț. Deci nu l-au scos din planul tarifar. A spus preț așa acum. Planul tarifar au spus așa. Exact ce zice asta. Câți locuitori suntem? Câtă cantitate se duce? Și au făcut un calcul și au văzut că nu mai respectă primul plan din 2010 care a fost aprobat. Da. Nici nu prea de avea un punct de vedere. Pentru un singur an, astăzi, ca să vedeți ce se întâmplă. Și acum, da, are un studiu făcut de o firmă, nu este făcut de... În 2007 am dus 3 tone de gunoi. Asta împărțit la 5 milioane de locuitori, ieșim aproximativ în prețul ăsta care plătim de lună pe membru de familie? Nu știu, ne-ai pus o întrebare, da? Da. Noi până la ora... Ca să știm, noi până în vară, până în luna iunie, procedura era următoare. Îmi făcea corectarea și transportul Soma, nu mă interesa prețul de plătit, că noi nu eram la celula 2, încă nu se înfisese celula 1, el ducea acolo și a achitat toate dările către celulă, eu știam că îi plătesc cu Soma, nu aveam niciun fel de problemă. Nu aveam alte dări, chiar dacă eu eram un adis. Era foarte simplu. Era simplu. De când Adisul a început să prindă contur și cele 65 de UAT-uri, nu? Cele 65 de UAT-uri au intrat în colaps, nu și-au plătit la timp dările, nici către Ecosud, nici către Romprest, așa? Atunci a venit din urmă necazul cu debitile, s-au blocat. Noi eram, noi și cu municipiul Bacău, cele 22 de unități, UAT-ul și cu municipiul Bacău, eram cu operatorul Soma. Nu eram un problemă la noi, cât de cât ne-am făcut plățile, unde nu plătisem noi, nu plătisem la Ecosud când s-a făcut mutarea către celula 2, deținută de actualul Ecosud. Nu le-am plătit pentru că nici nu am fost în sensul ăsta. Nu, era ceva la 1. Ei care au venit cu o formulă care pentru mine cel puțin ca și persoană, ca și locuitor, ca și viceprimar, a fost deranjantă. De ce? Au spus, bă, uite, distribuție care e formula. Cât plătești tu la Soma? 10 lei. Câte persoane ai tu? Păi am atâta ori, atâta fac 20 lei. Bun, îi dai tu Soma 10 lei, iar 10 lei mi-i trimis mie la Adis, că faci parte din Adis și bă, de ce plăți am de făcut? Cam despre asta e vorba.
Domnul Cercelăt, o întrebare. Aici, de exemplu, față de anul trecut, din 2017, s-a scumpit la tonă, adică un oi, practic. Cât am plătit noi la tonă în 2017, cât... Nu avem modificări de preț la colectare și transport. Modificările de preț sunt aici. Eu trimit banii, domn primar a spus când va veni, dar nu au văzut mulți. Eu trimit banii lui Adis și Adis diferența de bani, m-ați înțeles? Deci eu, pentru colectare și transport, îi dau în sumă aceiași bani. Da. Nu s-au făcut modificări de preț. Bun. În cazul ăsta, dacă nu s-au făcut modificări de preț, noi plătim cu 20%, adică colectăm cu noi 20% mai puțin. Împărțit la numărul de locuitori cum nu-i măgura, practic ar trebui să fie același preț ca anul trecut, ba mai mult decât atât. Noi dacă am umblat la colectare, adică să colectăm 100% sau 90%, ar trebui totul stări gospodările noastre. Nu. Și din gospodăria noastră, dar având în vedere că este altă societate, Ecosud, care primește gunoiul, cheltuielile cu depozitare, sortare și altele care sunt acolo, tratare și așa mai departe, pe care le face Adisul, adică eu le fac Ecosudului prin Adis. Diferența de bani eu dau Adisului, Adisul nu are numai cheltuielile de plătit. Are cheltuielile lui de regii proprii, are cheltuielile lui cu dezvoltarea, cu alte proiecte, cu așa, cheltuieli care, ăstea mă omoară pe mine, eu trebuie să strâng toți banii ăștia, să-i dau lui, el nu dă justificare, în faza asta nu mă dă justificare, pentru diferența de bani, că sunt niște bani ușori pe care i-am dat din iulie și până acum. De Ecosudul, cu până acum. Da, ei au spus că e Ecosudul. Dar am trimis banii pentru Ecosud, pentru Ecosudul n-am mai vrut. Dar în afară de tonaj, noi mai plătim alți bani? Da. Depozitare. Asta vreau să zic. Deci, asta spuneți dumneavoastră că crește. Înainte plăteam colectare, transport, depozitare. Acum plătim colectare și transport, depozitare o plătim separat. Nu plătim noi. Plătim la TIS. La TIS, da. Până astăzi, efectiv, până la 1 ianuarie, bănuiesc că la 1 ianuarie o să înceapă așa, plăteam așa, cu colectare, transport și depozitare, plăteam la Adis. Ceea ce spuneam mai devreme, număr de locuitori, atâta ori atâta, e așa o nebunie. Au înțeles într-un final că, de fapt, scopul unei asociații nu este acela de a fi agent fiscal, să-ți ia banii ție, să ies în parte eu. Și o prostie, și va renunța și la taxa pe Ecosud, nu vă spun eu. Că să ducă la bea. Nu. Scopul unei asociații este mai degrabă spune, bă, nu mai da 2.000 de lei pe lună, dăm 5.000 pe an. Dăm 5.000 de lei pe an. Pentru că astea sunt cheltuielile mele de funcționare, cu toți angajații. Iar eu cu asociații mă ocup cu ce? De atragere de fonduri europene, eu știu, de gestionare efectivă a activității, dar exclusiv să adună bani. Bani cel mai bine este la prestator. Doar ai venit la ușă. Poftim bani din gunoi. Tu plătești tu, e treaba ta. Pentru că altfel o focul îi și intră în asociație, ies în asociație, va fi o povestea acolo. Da? O vedea cum evoluează. Eu sper că bine. Și ne dorim cu toți. Ca să avem discuții cu, așa cum am avut cu Romprescu, care până la urmă a pus propriile și la Ters. Noi aveam ce treabă cu Romprescu, dar a trezit și noi când plătează conturile, pentru că ea avea așa niște bani. Că facem parte din aceeași asociație. Da, în situații probabil neprevăzute, pe care l-au rezolvat și sunt pe care se rezolvă. Nu cred eu că o rămâne un pas așa că... Domnul Dăscălescu. Da, domnul Nici, ascultă cu Demi. Vă adresez întrebarea dumneavoastră, vă ocupați serviciul ăsta. Aveți o situație cu persoane care au plătit din comună, din... Știm cu toții că sunt persoane care nu au plătit cu noi niciodată, de când s-a înființat serviciul ăsta. Și nu fug de răspunsul ăsta. Am fost la doamna Zahărie și am cerut asta din urmă la ajutor. Volumul ei din unghi este foarte, foarte, foarte mare și a spus că nu mai sunt de-a situația asta. Ar trebui să vă dea fixul să vă duceți, că sunt persoane care au plătit din urmă. Îți mai ușor că n-ați cerut doar despre domnul Talar, nu? Nu, nu. Îți mai ușor că n-ați cerut doar despre domnul Talar. Ar trebui să vă... Nu, dar... Sinceriți, doamna Zahărie, aveți să vă scoată, domnul Vici. Plus, minus, mai sunt ca să plătesc. Da, domnul primar, înțeleg. Suntem tot din an, dar sunt ce spune și realizare. Așa că și mai lucrurile. N-am vorbit de exemplu. Domnul Pleșca. Eu vreau să mai... Tot ne dăm aici cu părerea, dar nu avem nimic concret. Domnule, e matematică pură. Puneți-ne într-un Excel și vedeți unde dau cifrele. Dacă e mai bine așa sau nu e mai bine așa. Și ne facem o idee.
E pur matematică. Eu zic că la ton e mai bine. La ton e mai bine cum era să fie. La ton însă la persoană. Adică... E la ton. Noi plătim la ton, dar ca să la persoană. Prețul. Prețul pe tonă, preconizație, ei se reflecte în 6 lei și ceva pe persoană pe ea. Și e evoluția, am dat tot la fel. E matematică. Nu mai face ce da. Domnule, domnule, să vă spun ceva. Domnul Pleșca a spus așa, cum e mai bine? Păi da, într-adevăr, să-l plătesc la tonă. Păi eu dacă îl colectez tot la persoană și alerg în toată comuna ca să-l colectez la persoană, per total persoane, și plătesc două la 5 lei și diferența de 300 de lei eu dau adisului, care e avantajul meu? Eu n-am niciun avantaj să încasez mai mult de la persoană. Pentru că trebuie să văd diferența de bani lui. Da, dar acum nu va mai fi doar depozitarea care va fi exact la tonajul care îl ducem noi. Dacă ducem 20 de toni, depozitarea este atâta ori. Și nu sunt mari încasarea pe persoană. Domnul Cinciu, gata cum organizați? Mărirea încasării pe persoană, doamne, vă pun o întrebare foarte bine. Păi da, 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 Nu, după aceea te duci și vezi, dacă plătesc așa, mă costă atât, dacă plătesc varianta asta, mă costă atât. Și duci acolo, nu vrei, și pare bine. Domnul Talaș, asta este ideea dumneavoastră, nu să știu asta, eu fac parte din ADIS și sunt membru ADIS și ADIS-ul are niște reguli și eu joc în regulile lui. Nu mă pot să mă valez. Adevărat ce spuneți aici, că vedem, ne agităm, ne buzuluim, domnule, știi, bă, vreau să... Nici așurile din ADIS, dacă vrei să o facem, o să facem. Să-i impune aia. Da, într-un fel facem parte dintr-o asociație, din hotărâri să iau un primul asociație, sunt un pic impuse. Noi aici, practic, ne plângem în șase ori să băi mult sau cum e acolo. Adevărat, și nu vreau să colectează, nu se gândește. Până la urmă, toată asta va fi probabil. Sunt un zic un lucru în curător pe primul lucru. Nu te gândește, e ce e la ISO. Așa, hai, că e urmă pe el. Nu e și pe el. Dacă e ce urmă, te-am să vreau la plângem. Dar să sunt. Am înțeles, domn președinte. Hai să legăm. Cine este pentru? Pentru ce? Da, era vorba de modificarea aceea, doar de taxă și era modelul, dar e vorba de subvenții care au fost discuții, să renunțăm la alineatul 2, nu? De la 5. Și să, dacă va fi cazul, la sfârșit, undeva spre sfârșitul anului, să-l facem separat, să sperăm că nu va fi nevoie și vom încasa să achităm în totalitate cu noi. Deci subvenția să fie considerată abia în momentul în care nu reușim să achităm de la bugetul local, prin hotărâri separate. E posibil. E posibil, bineînțeles. Deci renunțarea la alineatul 2 de la articolul 5. Deci vrei să renunțați la articolul 2? Articolul 2, alineatul 2 de la articolul 5. Articolul 5 la alineatul 2. Invers, articolul 5. Da, articolul 5 la alineatul 2. Când mă știți la casă, am o ce de vezi. Să vă uită la oricuri lângă ta. Haideți ca să știm, nu? Că am vorbit mult și nu mai știm și trebuie să vorbim. Dar nu, dar nu, dar nu. Poate că doamna secretară a spus clar despre ce e vorba. Noi după aia am divagat. Da. Am vorbit. Spune așa, îmi permiteți ca să vă recitesc? Cum să nu? Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici, aprobată la alineatul 1 prezentului articol din bugetul local al Comunei Măpura, în cuantum de lei per persoană. Da. Deci, în concluzie, ar fi vorba. Suntem de acord în condițiile în care noi nu colectăm în totalitate așa să subvenționăm, da. E subvenționat, tot trebuie subvenționat. Da. Tot după aceea se colectă, da. Sunt două probleme, doamna secretară. Pentru că prima dată trebuie votat dacă renunțăm și cine
Eu, dacă vrei să povestești ceva... Dă-ți-mi voi, termin. Dacă vrei să renunțați la articolul 2, articolul 5 alineatul 2. La asta vrei să renunțați. Și atunci... Vorba că trebuie să spui că nu s-a propus un preț acolo. Am înțeles. Nu e propus. Am înțeles. Dacă noi votăm... Nu trebuie să votăriți. Dacă ai avem bani... Dați-mi voi... Eu sincer cred. Dați-mi voi să termin și mai aia să se ridici. Rămâi tot la ideea ta. Eu să fiu noi astăzi, dacă nu fost un lucru, nu votăm azi între 28. Cam asta faci noi azi. Nu. Deci trebuie votat de două, trebuie să fim atenți. Eu am să votez pentru renunțare la articolul 5 alineatul 2 și am să mă abțin la proiectul în sine care rămâne. Deci trebuie separat. Da. Mulțumesc. Încă o dată, Consiliul Concurenței pe baza ordonanței 77 spune clar că orice dăm subvenționăm, trebuie să recuperăm. Altfel îl încadrăm la ajutorul de stat. Deci asta trebuie să... Și ajutorul de stat va fi separat după aia, dacă sunt... Nu vom reuși să acoperim după cât aia, costurile cu gunoiul, va trebui să facem o hotărâre de ajutor de stat cu aprobarea Consiliului Concurenței cu o grămadă de nebunii. Ceea ce nu vedem. Să sperăm că va veni operatorul sau, la va termina licitația sau și să ajungă îi dai. Îi dai banii, funcția să iei înapoi din piață, zic, iei la om, iei în piol. Dacă nu iei luat din piol, ai trecut pe partea aia altă la ajutorul ăsta. Ideală, nu poți să termini licitația, după aia, dar trebuie să treacă în toată licitația. Ei pot la licitație, scot pe niște de astea, pe niște suferi. Dacă nu ați trecut la altă parte, vă spun și pe asta. Cum se face că cele 65 de OAT-uri au intrat în litigiu cu Rompresu, iar astea 22 și cu municipiul care fac hotărâtul ăsta de Soma, încă n-au intrat. Cine dorim? Acolo am noi cine se impune, Zavi. Eu am la număr de persoane. Cine va veni să prescrie? Nu, o luat pe număr de persoane. Asta sunt lucruri la presc. Ei așa. Sincer, asociații și probabil sunt supruni la vot. Ce face la vot? Am votat. E revenit. Cum e? Aici cu subvenția trebuie. Cu subvenția, că este cu liniuță, adică este gol. Nu o să votez gol acolo, nu? Și să aprobă subvenția de persoană, la votărâri, nu trebuie să apară. Asta trebuie să discutăm. Dacă nu se întâmplă, să se zice. Ascultați-mă un pic. Știți de ce o să acolo? E pentru că e nouă vreți. Se rezultă că la sfârșit, doar noi avem un deficit, cum spune domnul Vici, de 400 de milioane, da? 400 de milioane, impact la număr de locuitori din comuna Văgura, care s-au înscris la salubritate aici și se constată că, de fapt, este o 3,20 de bani ridicat la locuitori. Părerea mea că explicația asta ar trebui cuprinsă în proiectul de hotărâre. Și inginerii nu ca să... Adică să fie cuprinsă, să fie locuitori și vorbim. Așa... Adică ajutorul de stat se preconizează a fi așa, 3,20 la pe persoane, adică nu dă... O dă pe persoană, din capul locuitor. Domn președinte, dați-mi voie. Da. Deci părerea mea, indiferent dacă unii vor pleca la Val d'Isère sau cine știe pe ce stațiuni din Austria la schi, eu zic să ne întâlnim pe 28. Dar proiectul de hotărâre să fie cu punct și virgulă. Dar doamna secretară... Păi, ce acolo? Păi și atunci ce votăm? Deci, era vorba aici de prețul rămas din planul inițial. Deci, nu s-a modificat nimic la linia. Ei consideră că ăsta e un preț acoperitor cu cantitatea de gunoi care a intrat în celulă. Bun. V2, varianta 2. Varianta 2. Era termenul. E vorba de ce știm noi, eu așa am înțeles din toate documentele și din Consiliul Concurenței. Asta au întrebat. Ce știm noi? Cât reușim să încasăm, okay, din cât ar trebui să dăm la gunoi, să subvenționăm de la bugetul local, cu condiția să recuperăm ca să nu intrăm pe ajutor de stat. Adică noi putem renunța. Asta este propunerea lor. Noi să achităm în final tot gunoiul, să fim la zi, și la celulă, și la operator, dar diferența care nu încasăm este considerată subvenție de la ajutorul de stat. Și să ne o asumăm, dar să o recuperăm tot noi.
Păi asta trebuie să scrieți, doamnă. Păi nu, asta este mecanismul. Eu n-am de unde să știu cât este subvenția. Nu-l putem estima. Nu-l putem estima. Nu, n-ați înțeles. Deci să fie prevăzut în proiectele, dacă nu reușim să acoperim... Păi ulterior vom veni, va trebui, dacă vom ajunge în posibilitatea asta, să venim cu o hotărâre separată, la subvenționare... Să scriem! Pe suma... Pe suma, separat. Deci separat cu ajutor de stat. Da, da, adică am spus să renunțăm la aliniatul 2, și când va fi nevoie să nu acoperim, abia să venim cu hotărârii de fapt de observația întreagă. Adică avem o situație de altă. Am înțeles. Eu vreau să vă mulțumesc, doamna, secretară, pentru că ați sesizat ce am vrut să spun eu, că era gol. Mulțumesc. Dar am lăsat gol, pentru că n-aveam cum să pun o sumă. Și eu v-am spus că... M-ați înțeles? A fost lăsată pentru discuție. Concluzii. Cum facem? Renunțăm. Domnul vicemar. Aliniatul 2? Da. Haideți să supunem prima dată propunerea dumneavoastră, propunerea care s-a discutat, dar nu m-au prins, domnule, ce spune domnule? Mai era o completare de făcut. Dacă eu nu dau niciun gram de gunoi, adisul vine și îmi spune, atâtea persoane, o oră, 6-80, dă-i dai bani, nu mă interesează. Să nu uitați asta. Dar eu nu dau niciun gram de gunoi. Dar există posibilitatea să lucrăm. M-ați înțeles? Ideea este că chiar dacă colectezi selectiv... Domnul Dăscălescu! E intermerație. Ei, în urma unei estimări, au concluzionat că 6,82 este un preț acoperitor pentru cantitatea de gunoi pe care noi le dăm la vizit. Prețul va fi plătit la tonă. Deci am 25. Cât plătim noi? Cam 30 ceva de tonă. 30 de tone la prețul care este stabilit cu toate, cu transport, cu colectaj de păstrare. Da, înțeles, domnule. Am înțeles. Noi plătim la tonă, nu vom mai plăti la persoană, ceea ce era foarte preocupat și discutam. Am înțeles ultima dată. Și care e diferența care îți trebuie să dau eu? Nu plătim depozitare, atât. Depozitare o plătim la... Și ce mai... Exact ce spuneam. Ideal ar fi să plătim la aici. Dăm la Soma sau la Lompresa. Per total, ton, plătim prețul, de la un și-o plecat, cu factura să se plătim. El în parte... Când o să fac adresa către OAT, va spune așa. Ai trimis 100 de tone și îmi spune atâta persoane, ori 6-80 de ori atâta, mi-ai plătit. O să vedeți, așa că dați asta. Nu, dar doamne și ala. Bună, mă președați-mi voi, mă încerc scuze, am drept, vă rog. Deci părerea mea că temele nu sunt făcute. Părerea mea. Deci faptul că sunt contradicții între discuții... Nu sunt. Nu. Domnul Dăscălescu. Situația nu e clar. E clar. Ce se mai e? Adică ai curaj în calitate de primar, aveți o opinie. Domnul Brânză, care e miezul problemei... Știți care e opinia mea? Din 2 ani de zile, împreună cu domnul Brânză și cu Pontala, ce spunea că noi sunt totalitatea lui prost. Băi, oameni, bune, o prostie, o anomalie. Sunt casiez la numărul din locuitori. E o prostie maximă. Ți-am dat 5 kg de gunoi, poftim mai 5 kg de gunoi. Deci, cu Dumnezeu. Eu consider că oamenii trebuie să analizați și dacă într-adevăr rămânim în avis, trebuie să ne supunem lor și așa o terminare. Asta e clar. Și chipurile s-au luminat că au făcut o greșeală și au revenit la Mariana. Spune, și așa, că ce ai acoperitor pentru tine, la Măgura. Și pisitor, probabil, din zona Bacovei. Dacă ai adus 100 de tone, ori 6-o, pentru că ăștia e bani pe urmă. Plus depozitare. Bun, haideți, doamna. Haideți. Domnul Dăscălescu. Da, un lucru este clar. Deci, și vor să aprobăm o trei de consiliu local, prin care aici și-a obținut și-a bani, integral, așa. Iarăși, noi să creăm un precedent de cap, pentru că care l-am creat un an, doi, am plătit din buget, să încurajăm cei care n-au plătit să nu plătească un plătit. Ba, mai mult, aia care au plătit, stai dumneavoastră, dacă nu plătești, stai. Asta e un tablet de vedere. Când casăm banii la ăla. Păi nu, dar trebuie să vedem și noi ce facem în chestia. Păi dar ce simtă din ăla cu noi dacă ți-a de acum? Păi ești acord, dar mi se pare o forțare de mână, domnul Michelam. Domnul Michelam, mi se pare o forțare de mână, nu? Adică să-mi plătesc și eu pe urmă. De ce spuneți asta? E corect și punctul de vedere. Eu nu mă refer la obiada noastră aici. Tu vin și ți-au cu noi, tu mi-l plătești. Dar nu puteam dialog. Eu eram înțeles acolo. E un serviciu prestat.
Dar nu doar să spun ce o chestie, mă focusează, dar dacă ți-o lua 5 timp de bună, trebuie să-l plătești. Sunt mai te duci la brânză și iei banul. La chelaj. Asta e problema. Sunt într-adevăr mai mulți factori care trebuie urmărit. Dar în condițiile astea în care ni se dă voie să plătim la tonă, este, cum să spun, este în perioadă necesar ca noi să mergem, să strângem șurubul, să strângem calitate mare. Ca să scădem, să scădem din, din prețul care îl dăm. Înainte când era așa, nu își bătem nimeni capul. Duc zăcitorii și nu are bine abar capul. Cât duce sau cât care ăla. Acum nu, intervine concurența. Duc mai puțin, plătesc mai puțin. Dar ce n-ai trebuit? Da, domnule primar, dar era foarte simplu. Mie trebuia ca să-mi spună, hai să-mi spună mie din prețul pe persoană. Trebuia să-mi spună, prețul pentru depozitare pe tună este următorul. Și gata, știam cum să mă gospodăresc. Dar nu-i vina dumneavoastră când mă trimis aici. Asta. Eu am făcut o estimare de atât ar costa ca să acoperim cantitatea, estimat la anii anterior. Și nu numai asta. Ei acolo au mare eficiență. Trebuie să ne raportăm la anul 2018. Acum, exact ce spunea domnul Chelaru, purghiniți la noi. Una. Nu am banit la oameni, a doua, să scădem ca care din noi. Da, da, domnul... Nu avem ce facem, ce vor face, ce-i facem? Nu vreau să ne apară, ce nu-i mai e cu noi, te duci frumos, te duci frumos. Cel mai bine, da, știu, ăla-i bucuros. Dar iar nu, nu e de părere. Vine mediu, vine mediu, să spune, la ce faci? Să nu ce ne mai urmări. Avem poliții confiară, ne dăm la mie, să duci frumos, să ne amenești. Dar hai să trecem, pe orice, 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 nu putem noi calcula taxa asta cât avem de plătit. Asta știți când se făcea. Eu vă spun de la... Eu am fost și înainte de a apărea adinsul. Deci, aveai soma, soma era în general. Cantitatea care o aveai în anul trecut, o împărțeai cât de toni, câtă populație ai, atâta este de toni. Deci, trebuie să faci un calcul. Acum, am celula... Noi putem să ieșim din adins și mâine. Dau un exemplu. Ce fac? Eu spun noi, eu cu soma. Ce-o problemă? Ca am operator care... Dar unde duc cu noi? Că nu ne primește la el cu soma. Astea nu există așa ceva. Nu. Deci nu putem. Deci poate să fim ca acum. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Dacă ai exemplu. Deci ca să fac calculul la tot și să-mi iasă ce-a spart. Ești o... Cum vă gândiți, cum credeți? Întâlnim 28, îl votăm acum, cum îi dăm noi? 28. Nu, 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 pentru calculul este de la adis. Eu nu pot să fac calculul. Mai consultat ceilalți. Deci, prea, cu 28 tot aceeași vreau să discutăm. Doar cu punctul 2 de la... Altceva... Altceva vreau să fac calculul. Nu vreau să vă dupăm cu ei. Mai aprobat și... Mai întrebăm și noi, stânga, treapta, mai vedem. Da. Poate o litera. Uite, doamne, problemă. Noi discutăm, discutăm, trebuie ca să-și încheiem. Păi, din logică. Și din ceea ce normal cunosc. Pentru orice cantitate de gunoi, pe lângă, adică când vine factura pentru plată, vine cu bonurile anexate pentru cantitatea care o pot declatoare. Noi putem ca să estimăm din ceea ce normal am ce cantități s-au dus într-un an de zile, câte persoane au plătit, ca să fim un pic bazați, ca să putem să ne dăm seama cu 6 ore și băieți, dacă cam unde stau frâne, unde stă lucrurile, și atunci ne dăm seama, exact, băi, atâtea persoane sunt, atâta cantitate s-au dus, dacă noi, cum a spus și domnul primar, doar cantitatea care normal o avem, dacă se umplă și nu va mai fi mai mare sau va scădea și prețul ăsta. Și atunci va fi în beneficiu comun. Ca niște rezultate cu... Deci, va fi fără probleme. Deci, 6 lei și ceva este făcut în urma unei estimări. Estimări fără așa. E făcut din noi. E făcut, e făcut un studiu de o firmă. În care au luat așa. Vă rău, e zi, vă rău, vă rău, cam cât o făcut. Dar deja și-o ajut dacă o prea că așa e la care noi am putea acoperi. Nu pot zice acolo. Nu știi cu eficiență pe loc. E o mașină de eroare. Are măgura 5.000 locuitori, dar asta nu presupune că încasează cu toată. E făcut cu capul. La 4.000 locuitori, se arăt și de pace. Și asta e prețul și de care discută. Adică nu vine să fac tău din noi. Problema este cu punctul ăla 2, dacă. Nu, 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 nu
Adică voi în celălalt mijloc, când îți salvează problemă, dar condiția este obligatorie să aducem bănuții de la oameni. Pentru dacă am ajutat ajutor de stat. Adică în fel numai rotrăbiți în problemă. Deci 6 euro de ajutor, eu să încurajezi numai când declară oamenii persoanele, o să mai, gunoiul nu o să mai depoziteze la coș, o să-l duc din grădină sau mai întâi, pe râu. Deci toată iar înapoi vreau din urmă. Evoluția foarte interesantă, evoluția foarte pozitivă, nu ne dă. Dacă haideți să vreau să facem unul așa, ce să vrem? Deci ce vreau să facem unul până la văd, în grupa care este? Da, da. Hai să facem un pic de legislație, ne dăm procedăm. Hai să punem prima dată la voi de articolul punctul 2 de la articolul 5. Aliniatul 2. Este un aliniat de acord, nu dăm afară pe ăsta, nu mai interesează. Subvenția asta. Și după aceea supunem la vot proiectul, nu? Fără aliniat. Deci fără articolul 2 la punctul 2 la articolul 5. Să ajungi la vot proiectul cu părere. Nu vreți să duci proiectul 28? Vreți să duci cu 28? Cum să facem calculul? Ați făcut de o firmă de consultații, nu știu mai multe. Eventual, 28 vă lămâim, dar nu e eficientul la... Dar firma care a făcut proiectul ăsta, am luat donatul de anul de acolo, am făcut la numărul de lucru. Am făcut la estimare. Am făcut la estimare. Donajul de fotograf? Donajul de fotograf. Nu poți să te raportezi numai la Băgurat. Exact, nu prea mai vremi. Agășul nu poate să... Deci, dacă nu să ajută cu niciun de ei. Ca un exercițiu de imagini, putem să facem noi. Dumnezeu, asta, când cum ai adus un băț semnal, numărul de locuitor, să vedem dacă... Dar nu știu cât e tariful la groapă. Bun, să punem prima la groapă. Sunt din Adis, da? Și nu știu cât mă costă să depozitez la groapă, sortarea, reciclarea la groapă. Dar cine se supune prima dată la vot? Toate la aliniatul 2 de la articolul 5. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Mărușcă. Nu înțeles nimic. Nu înțeles nimic. Acum punem la vot proiectul de hotărâre, da? Cine este pentru? Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului. Dar eu n-am nimic. Acum înțelegem. Da, eu trebuie să scriu ceva. Bine, vine, dar dacă cine vă ce urmă sau vă trebuie. Trebuie să am reținut. Și nu mai edificăm. Zic, mai bine să poartă amânarea. Amânarea. Eu zic să... Nu m-am oprit din ei. Amânăm la votarea lui, da? Pentru o altă ședință. Da. Adică stați un pic așa, e zero la vot și vorbim de amânarea lui. Nu știu, 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 n
așa, hai că propune o amânare a lui pentru așa, și puneți la vot propunerea mea și gata. Nu. Și atunci aveți... Dar nu-i corect, nu. Deci, la acest proiect... Deci, nu-i corect, să vă rog, să vă rog. Deci, îi spui, băi, Galan, stai alea, că... Vă spun eu așa, și justific. De asta, vezi cum ești, ești rigid. Înțelegi, nu-i o problemă. Procedural președintele dădea cuvântul domnului. Ei, domnul, după ce au propunere, o să o te-am marșat. Păi asta am propunerea mea, o să pui la vot și la revedere. Când s-au supus la vot, da, de domnul președinte, când s-au zis cât sunt pentru, a fost zero, da? Deci proiectul a picat. Eu trebuie să dau proiect de respingere. Eu zic așa. Cu zero, vot. Da, așa. Păi așa, așa s-a votat. Așa s-a votat. Păi, putea voastră îți dare de-o spune. La urmă, domnul Sucar. Ai cum să te reinați? Trece la prezent. Până la urmă, tot aia. Nu s-o vota. Nu s-o vota. De ce aș mări? Da. Eu ai cu numărul 2. Votăm, nu poate să discutăm în 28. Până atunci ne vorim. Vai veni fiecare cu ceva la urmă. Trece la prezent numărul 2. Nu m-am plicat. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul Prestări Sociale al Comunei Măgura pentru perioada 2018-2023. Inițiator primar, Codruș Pulevarie. Este o strategie. pentru fiecare serviciu de care se acordă copiii vârstei și astea sunt extrase de legi și trebuie să facă compartimente. Și trebuie aprobat prin hotărâri pasive. Pe scurt. Este un fel de... Edificiul apostului extins, adică mai face aia, așa te sancționez. Adică fiecare cine proiectul. Da, da. Să punem la vot? Cine este pentru? Să abține cineva? Cum nu se știe. Domnul primar, nici măcar la cine proiectul de hotărâri, de asta nu știa să spune. De asta nu știa. E foarte bun, vreau să spun. Un astfel de... Deci am ajuns la... punctul 4. Discuție și... O să dați un raport de... Scuze. Noi după anul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măgura și acelor structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Măgura. Primar Costel Șordaș. Domnul președinte, o singură întrebare, doamna secretară. Pentru încadrarea șoferului, trebuie cumva viz de la agenția... ANFP. De la ANFP? Da. Nu. E contractual. Ok. Atât. Mulțumesc. Numai pentru funcții publice. Hai. Cine este pentru? Spune la vot. Pentru abțineri? Împotrivă? Dacă suntem la 50 de ani, haideți să fim mai buni.